Când vorbim de ceață densă, în primul rând ne preocupă problemele din trafic, dar necazurile pot fi mult mai mari. Așa este, o femeie de 70 de ani din județul Maramureș și a murit arsă în casă pentru că nimeni nu a văzut focul. 3 zile a ars mocnit locuința, dar ceața era la fel de densă ca și fumul, așa că nimeni nu și-a dat seama ce se întâmplă ca să-i sară în ajutor. Abia ieri câțiva localnici au trecut prin zonă și au alertat autoritățile. Corpul e aici, pe porțiunea respectivă. Criminaliștii au încercat să pună cap la cap ultimele ore de viață ale bătrânei. Au reușit să-și dea seama doar că atunci când a izbucnit incendiul, femeia a încercat să se salveze. De pe scaun, poate să mai zbătut. Acolo era ușa, da. Da, ea tindea să fugă la ușa. Se pare însă că bătrâna a fost răpusă de fumul toxic. A avut și ghinionul ca nimeni să nu treacă prin apropierea casei timp de 3 zile. Luminică noapte s-a întâmplat și... S-au copt acolo ca și cuptorul cu microunde. Aici mai înainte era o 20 de familii care au trăit pe aici, prin prejur, dar acum nu mai este ea singură rămas. Dacă vine cineva care va străin, pune-te lângă sobă, nu ți-i foame, trebuie mâncare. Așa a fost. Anchetatorii au ridicat probe de la fața locului și acum încearcă să afle cu exactitate împrejurările în care a murit bătrâna. Deocamdată se luată în calcul atât varianta unui accident, cât și cea a unui jaf urmat de o crimă. În momentul izbucnirii incendiului, femeia avea în casă 2000 de lei.